Ieri, 11 septembrie, lucrătorii de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în cooperare cu un echipaj din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, a IPJ Dolj, au identificat în comuna Leu doi craioveni care transportau cu ajutorul unei auto-utilitare 8.990 de pachete de țigări care erau transportate în pereții dubli, ascunse în pereții acestei auto-utilitare. Polițiștii craioveni au identificat pe cei doi bărbați de 37, respectiv 38 de ani, frați, care sunt domiciliați în municipiul Craiova. Aceștia aveau asupra lor atât respectiva cantitate de țigări, cât și suma de 64.000 de lei. Țigările au fost ridicate în vederea confiscării și au fost predate la Direcția Regională Vamală Craiova pentru calcularea prejudiciului cauzat bugetului de stat. De asemenea, polițiștii au dispus ridicarea în vederea confiscării sumei de 64.000 de lei și confiscarea autovehiculului respectiv. Cei doi suspecți sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, iar în baza probatoriului administrat, cei doi au fost introduși în arestul poliției doljene pe bază de ordonanță de reținere. În cursul zilei de astăzi urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Craiova cu propunere de sesizare a instanței de judecată în vederea emiterii unui mandat de arestare preventivă pe 30 de zile.